participate, al Domnul lui este pământul cu tot ce este pe el. Lumea și cei ce o locuiesc, că cel întemeiat pe mări și l-a întărit pe Domnul. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată. Cel ce nu știe de sufletul lămâncilor și nu jură la sfârșitul. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului și stăvie pe făcăria lui, dacă de Dumnezeu mă fie iubit. Iată parte de moștenie la celor ce-l cheamă. Acelor ce caută fața ta, Dumnezeu mi-a făcut pot. Ridicați-vă capetele, ridicați-vă poți meșnici, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel puternic să te punți. Ridicați-vă capetele, ridicați-le poți meșnici, ca să intre împăratul slavei. Amin. Cine este acest împăratul slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Amin. Amin. Rugăciunea, rugăciunea este cheia, cea de aur minunat. Ce deschide pentru mine, ce ordine cuvânta.